Salutare dragi vereșani și bine v-am regăsit după foarte, foarte mult timp la un nou unboxing pe acest canal. Dar înainte de a începe acest clip, aș aprecia foarte, foarte mult dacă ți-ai apăsat butonul de like, bineînțeles dacă mă susțineți și doriți să postez cât mai multe clipuri de acest gen. Ei bine, fraților, trebuie să recunosc că în ultimul timp primeam destul de multe întrebări legate de seria voastră preferată de unboxing-uri sau episoade în care deschideam sau vă arătam sau vă prezentam, mai bine spus, anumitele periferice pe care le achiziționam de la diferitele magazine. Și iată că astăzi am decis să revin cu un episod din această serie care, bineînțeles, sper să vă placă. Spre exemplu, astăzi o să vă prezint o pereche de boxe, după cum ați observat și din titlul acestui episod sau din thumbnail. O pereche de boxe care trebuie să recunosc că arată efectiv impecabil. Personal, chiar nu credeam că o să găsesc asemenea boxe pe Altex și chiar sunt foarte, foarte fericit în momentul de față că am reușit să găsesc o asemenea pereche de boxe care arată impecabil, după cum ați observat și din thumbnail. Hai să nu mai lungim vorba și să-i dăm bătaie episodului, pentru că și eu la rândul meu sunt foarte, foarte curios. Să vedem cum arată. M-am uitat puțin la câteva imagini pe site, la câteva review-uri pe YouTube, dar totuși până la urmă ce în mână nu-i minciună, dacă știți proverbul respectiv. Și nu uitați să apăsați și fraților și butonul de like dacă doriți să continuăm această serie. Văd că vă plac foarte, foarte mult episoadele de genul și eu zic că o dată sau poate chiar de două ori pe lună un unboxing chiar ar prinde foarte, foarte bine pe canal. Și nu uitați, fraților, că în curând o să apară cel mai special unboxing sau poate chiar videoclip. O să fac review noului meu PC. O sper să iasă un review cât mai ok, cu cadre foarte, foarte epice și toate cele. Mai trebuie să-mi ajungă și apoi să mă apuc de realiza videoclipul special. Probabil că o să fie videoclipul special pentru 4000, să-l pregătesc. Acum va rămâne de văzut, sau poate chiar pentru 3600. Bine, până la 3600 nu mai este foarte, foarte mult, dar în fine, nu mai precontează. Deci hai să trecem la treabă. Ok, fraților, cam așa arată și cutia în care se află minunatele boxe, să zicem așa. După părerea mea, arată destul de interesant cutia, are un design aparte și chiar îmi place foarte, foarte mult cum este conceput. Modelul, după cum bine observați, este SG201 și după cum bine vedeți și designul boxelor este destul de interesant, dar legat de chestia asta o să vorbim puțin mai încolo, să zicem așa. Modelul e de la Scorpion sau sunt făcute de către cei de la Scorpion sau Marvel, bine. Cred că Scorpion e în parteneriat cu Marvel, habar nu mă prea pricep. Hai să desfacem cutia, fraților, să vedem puțin ce găsim noi aici, să se vadă bine și la cameră. Mamă, dar se deschide greu. Mă, băiatule, stai cu minte. Așa, să se vadă boxele în întregime. Ok, și cam așa arată și plasticul în care sunt puse. Aici, momentan, nimic nu mai găsim. Stai să vedem, se vede așa ceva de genul ăsta. Ok. Aici avem iarăși ceva chestiuță, am înțeles, Scorpion, frumos. Mamă, deci chiar arată destul de interesant, hai să vedem, să încercăm să scoatem noi de aici minunatele boxe, mi se vede puțin și mâna, dar aia se mai întâmplă. Mamă, deci chiar, după cum bine observați, arată super interesant. Am uitat să vă specific că existau două modele pe site, după cum ați observat și pe cutie roșu și în momentul de față la mine albastre. Nu știu, mi s-a părut a fi destul de interesat albastru, SG200, mamă, deci cât de tare arată LOL. Și chiar sunt foarte, mamă, LOL. Deci, mamă, deci chiar arată super, uite, mă vedeți și pe mine cum o țin LOL, ok, foarte ciudat, fantome. Hai să vedem ce mai avem aici, super, super tare, o chestie de gen, nu mă prea pricep, hai că să lăsăm și amprente și nu e bine, mamă, câte amprente rămân, vă dați seama, nu l-am desfăcut până acum și, na, cam așa arată super, super fine. În curând o să vă dau și câteva detalii, ca să știți până la urmă, și chiar vreau, uitați-vă și voi, cât de tare arată, mamă, deci chiar în timpul liber, cu siguranță, pot să mă relaxez ascultând melodii și, din câte am înțeles, fraților, au și un bas, mamă, se vede mâna, nu-mi place să se vadă mâna, că nu-i voie, ce se întâmplă, Twister, unde îți e skill-ul de profilmat. Ok, și cam așa arată boxele, fraților, după cum bine observați, mi se văd și mie penele, am înțeles. Cam așa arată și boxele, super, super interesante, mai am lăsat și câteva amprente, deci chiar arată super, super ok. Avem aici un cablu jack, stai să apropiem puțin la webcam, stai să nu le dăm jos în nevoie, un cablu jack, nu știu exact ce, dar o să vă spun în curând, și un USB, probabil 2.0 sau 3.0, nu mai știu exact, iar aici putem regla volumul, uitați ceva în genul ăsta. Dar hai să desfac eu, că deja mă încurcă și mă enervez foarte, foarte tare și nu îmi place deloc. Sper să filmeze, că dacă nu m-ar reședau. Ok, nu știu cât de lung e cablul, v-am spus în curând, o să vă dau informațiile de bază și o să le dau și jos în curând dacă nu mă abțin. Uite cum așa arată, deci chiar foarte, foarte interesant. Bun, hai să vă dau și câteva informații legate de minunatele, legate de mirobolantele boxe, care arată super, super wow, frate, deci chiar sunt mândru de noua achiziție, să zicem așa. Și apropo, boxele au costat doar 54 de lei, deci vă dați seama ce achiziție
Ce ofertă am avut la ele. Într-un final, fraților, am reușit și eu să găsesc un cadru. Mai de Doamne ajută, eu zic că se ved. Cadrul ăsta e super spero, care sper să vă placă și vouă totodată. Hai să vă dau câteva specificații legate de boxe. În primul și primul rând, prețul lor a fost de 54 de lei și 99 de bani sau 90 de bani, practic 55 de lei, iar transportul a fost gratuit, n-a fost nicio reducere, deci dacă vreți să intrați să le achiziționați și voi, cam atâta costă. O să le și testăm, bineînțeles, să vedeți cât de bine se aud. Eu le-am făcut câteva teste înainte de a porni din nou filmarea. Sunt stereo 2.0, jack-ul este de 3.5 mm, deci super, super wow. Încă o dată vi le arăt așa mai din mai multe părți, să zicem așa. Nu sunt foarte, foarte mare, dar o să vedeți că ce pot, ce o să poată, mai bineînțeles. Deci hai să facem și câteva teste, pentru că sunt foarte, foarte curios. Încercam și eu să-mi continui filmarea, dar aparent pițucul ăsta nu dă pace și se dă-mi audă în continuu. Ok, fraților, hai să facem și un mic test să vedem cum se aud, pentru că sunt foarte, foarte curios. Sunteți pregătiți, fraților? 3, 2, 1... Hai să vedem. Oh my god. Oh my god, deci ești nebun la cap cât de tare se aude, lol. Mamă, deci să vedeți cum făcea, cum bubuia în față. Să vedem așa. Acum nu știu dacă se vede pe filmare, dar se aude foarte, foarte tare, frate, ești nebun la cap. Așteptăm un pic refren, hai să vedem puțin ce melodie. Hai să vedem. Ok, hai să vedem acum. Nu știu dacă se vede foarte bine. 3, 2, 1, hai să vedem o dată. Pa, 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 pa. Da, s-a văzut, eu zic că e de ajuns, fraților, pentru că deja de mine foarte, vă spar timpanele, ești nebun. Dar se aude foarte, foarte bine. Chiar foarte, foarte bine. Bun, hai să facem și outro-ul. Ok, fraților, cam asta a fost și unboxing-ul. Eu sper că v-a plăcut. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like. Și dacă vreți să le achiziționați, faceți-o, pentru că efectiv sunt blană. Nu știu, chiar ați văzut și voi cât de tare se aude și microfonul era de la o distanță foarte, foarte mare, că am crezut că vă să nu vi se spargă din panele, pentru că vă dați seama. Se aude bubuie casa, frate, de ce efectiv la 5-4 de lei, foai, de capul meu are un volum extrem de mare și un bas extrem de mare pentru suma lor. Deci dacă vreți, aveți link-ul în descriere. Eu am fost Andrei, vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și noi ne vom auzi data viitoare. Ciao!